Tragedie la Mintia. Sâmbătă după masa, doi bărbați s-au intoxicat cu o substanță chimică în timp ce efectuau lucrări de dezinfectare a unui rezervor ce aparține unei societăți comerciale din localitate. Una dintre victime a ajuns la spital, însă pentru cea de-a doua, echipele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Bărbatul a căzut în bazinul respectiv de la o înălțime de aproximativ 2 metri. Pompierii detașamentului DEVA s-au deplasat de urgență în localitatea Mintia pentru a interveni la acest caz. La fața locului, pompierii au găsit un bărbat în vârstă de 22 de ani care se afla lângă bazin, conștient, dar acuza o stare de rău. Echipele medicale au preluat victima, iar echipajul de salvare a continuat intervenția. Doi pompieri au coborât în bazinul adânc de aproximativ 2 metri și au extras cea de-a doua persoană care căzuse în interior, care, din păcate, a decedat. Cauzele producerii accidentului vor fi stabilite de către organele abilitate, inclusiv de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara. E vorba de un eveniment soldat cu decesul unui lucrător, eveniment soldat la o societate cu capital francez din localitatea Mintia. Victima, o persoană în vârstă de 48 de ani, angajată cu contract individual de muncă, lucra la înlocuirea unei substanțe chimice dintr-un rezervor. Acea substanță chimică era un solvent pentru vopsele folosit pentru curățarea unor suporturi metalice atunci când acestea se încărcau cu vopsea. Operațiunea de curățare presupunea folosirea unei pompe pentru golirea rezervoarelor și apoi spălarea cu un jet de apă a acelor rezervoare și înlocuirea cu substanță nouă. Încă nu avem cunoștință despre ce s-a întâmplat în mod special, doar că din primele cercetări societatea nu lucra sâmbătă, în ziua în care s-a întâmplat. Urmează să stabilim cine i-a dat sarcina de muncă și ce instrucțiuni au fost încălcate sau nu. Depinde de dinamica următoarelor zile. Potrivit reprezentanților ITM, victima, în vârstă de 22 de ani, a fost externată din spital și urmează a fi citată pentru declarații.